cântăreții până la... Să știi că nu artiștii cântărești sunt în juriu, sunt Hip Hop International are o filozofie foarte frumoasă. Exact cum e. E un regulament pe care tu trebuie să-l urmezi. Dar nu numai atât, tu trebuie să iei cursul respectiv ca să înțelegi despre ce este vorba. Deci toți jurații sunt licențiați Hip Hop International. Sunt pe anumite nivele. Sunt jurați naționali, sunt jurați internaționali, elite judge și urmează să se facă și următoarele două etape de elite. Numai că în momentul de față nu. Asta este și frumusețea Hip Hop International, pentru că are calitate la jurați. Și oameni care îți pot da un feedback real exact la obiect de ce ai nevoie. În schimb, la Hip Hop International se fac foarte multe urban moves, workshop-uri cu dansatori foarte cunoscuți și acum 2 ani am fost prezentă, de exemplu, Ciara. Da, aici mă ducea gândul la artiștii când am spus cântăreți. Da. Ciara, Le Twins, cei care au câștigat World of Dance-ul, unde în jurul era J-Lo cu Neo și cu nu mai știu exact cine. Adică au fost foarte, foarte mulți oameni importanți care vin pentru că este cel mai pur concurs de hip-hop pentru crew-uri, dar și pentru battle. Iar un alt avantaj pe care îl are Hip Hop International este pentru că are o acuratețe. Are o acuratețe bine definită și în aceeași măsură, dacă câștigi aici, poți să ajungi cineva. Uite, un exemplu pot să-ți dau despre Paris Gable. Paris Gable este din Noua Zeelandă. A participat cu Request, dacă mi-am amintesc, 2013, 2014, cred, sau 2012, 2013, nu mai știu exact. Și din momentul respectiv a ajuns coreografă la Cirque du Soleil. Și dacă ți-amintești acum la Super Bowl că a cântat J-Lo? Da. Cei care au dansat acolo, coreografia a fost făcută de către Paris Gable, câștigătoare în Hip Hop International. Și în același timp dansatorii din Royal Family, pentru că a clădit o industrie în Noua Zeelandă, fiind finanțată de către stat cu absolut tot, ceea ce e un lucru extraordinar și asta am dorit și eu în România să clădim alături de Sorin Lăzuran, Teodora Lăzuran și Adrian din Hip Hop International România. Și drept dovadă, dansul și Hip Hop International îți oferă oportunități. Adică deci ce ne spui tu, nu știu cu ce aș putea să-l compar acest concurs internațional, este un fel de X-factor, un concurs foarte mare care pur și simplu când îl câștigi chiar se întâmplă ceva, nu doar îl câștigi și e un loc întâi pus în vitrină. Nu, eu l-aș compara cu American Idol. De ce? Pentru că acolo juriul este juriul cu Simon și cu toți cei care sunt acolo, pentru că studiez foarte mult latura asta și de televiziune, mi-ar plăcea la un moment dat să devin jurat în televiziune. E un juriu calitativ, pe lângă faptul că fac entertainment, dar ei caută calitatea, caută idolul Americii. Exact. Ceea ce este foarte, foarte puternic. Așa este și Hip Hop International. Așa sunt o grămadă de concursuri care se fac din punctul ăsta de vedere, dar nu au calitatea pe care o are Hip Hop International. Avantajul este că Hip Hop International are toate calitățile de credibilitate și în aceeași măsură de dezvoltare. Pentru că acolo în America, de exemplu, pe holurile eventului, venue-ului unde sunt, de exemplu, cei de la Cirque du Soleil sunt cei care fac castinguri acolo. Adică tu ca dansator, dacă ești, dau un exemplu, balerin, dacă ești, cum să zic, cu o super mega mobilitate, că am uitat cum le spune, reușești să te duci, să dai niște castinguri, să oferi oportunități. Ai șanse mari acolo de a fi văzut de oameni din industrie foarte, foarte mari. Și spuneam în titlu, România mai sus ca America, ne luptăm acolo cu America. Cum e lupta asta? Știu că americanii sunt foarte buni la dans. Comparația, în momentul de față, cine ar auzi și ar spune că România mai sus ca America, înseamnă că noi suntem campioni mondiali. Noi nu suntem campioni mondiali încă. Nu, dar ne luptăm să fim acolo și... Pot să spun că România mai sus ca America ca și ambiție. Americanii știm, ei manipulează. Noi românii suntem muncitori. Avem câteva trupe în țară la noi și aș vrea să aduc la cunoștință telespectatorilor pentru că este sau oamenilor care se uită, pentru că este foarte important de știu de Dorian și Maura de la X-Tel Kids din Arad, care an de an se luptă și fac eforturi extraordinar de mari din punct de vedere financiar. Aș vrea să aduc la cunoștință despre Liliana Stan, la fel din Brăila, care tot la fel muncește extraordinar de mult să facă această deplasare și sunt oameni care susțin și promovează România. Piticul din studio, de asemenea, același lucru face și el, plus Renata Vezi cu Switch-ul, sunt câțiva oameni care cu adevărat muncesc, nu suntem doar noi troubleul care facem asta.
dar crede-mă că este foarte dificil să ajungi acolo și ca să poți să câștigi campionatul trebuie să fii prezent cel puțin 3 sau 4 ediții. Dar cea mai mare performanță până în momentul de față o are X-Tail Kids-ul pentru că ei au fost cei care au ajuns în semifinal. Gândește-te că sunt undeva la vreo, sunt 55 de țări aproximativ. Și fiecare țară, de exemplu, la Junior, Varsity, Adulți, Mini, Crew mai nou, fiecare țară poate să vină cu locul 1, 2, 3, pentru că tu nu te lupți pentru locul 1 în țara ta, tu te lupți ca să obții calificarea. Toate trei locurile au posibilitatea de calificare. Și atunci, dacă te gândești și spui că ai 5 categorii cu 3 trupe, deja sunt 15 trupe. Iar anularea campionatului mondial de anul ăsta face ca în 2021 toate trupele calificate pe 2020 pot merge direct cu aceeași formulă de oameni, fără să participe anul ăsta dacă doresc la faza națională. Dar dacă participă și alte trupe la faza națională, atunci totul s-ar dubla și va fi un eveniment, cred că cel mai mare eveniment posibil va fi anul viitor, căci cu siguranță gândește-te dacă fiecare țară ar veni cu câte 30 de trupe la 55, dă-ți seama câți dansatori sunt acolo. Da, este o concurență foarte mare și sunt trupe din de pe toate continentele, nu? Chiar și din Africa.